Consiliul Județean Sălaș, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaș și scriitorul Flavius Lucăcel organizează miercuri 31 octombrie două lecturi publice susținute de poetul George Achim. Daniel Săuca, directorul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaș, a declarat că prima lectură publică va avea loc de la ora 13 la Sala Festivă a Colegiului Național Silvania din Zalău, iar cea de-a doua se va desfășura de la ora 17 la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaș. Poetul George Achim s-a născut în anul 1960 în localitatea Șomcuta Mare, județul Maramureș, a făcut studii liceale și universitare la Cluj și București, iar în anul 1983 a absolvit Facultatea de Litere Română-Spaniolă. Printre volumele publicate de-a lungul vremii de autor se numără Dinspre ieri spre nicăieri, Iluzia ipostaziată, Utopie și distopie în cultura română, Revolte și consimțiri, scriitor român din secolul 20, Răsfățuri și melancolii, Experimente și formule poetice românești din secolul 20, dar și Dulcețuri din fructe târzii de pădure. Trebuie spus de asemenea că George Achim a tradus din limba engleză Robert Markham, România sub jugul sovietic.